Știri de ultimă oră, producția ne joacă feste și ne înșală. Salutare dragilor și bine v-am regăsit astăzi la încă un vlog. După ce am aflat anumite informații de pe internet, vin să rectific pentru că de dimineață am făcut două vloguri în care am anunțat o informație eronată. Da, apăsăm pe butonașul de subscribe și vedem cine de fapt a fost eliminat în gala din 30 iunie. Așadar, după cum am aflat din sursa Dan Andrei, în gala de 30 nu va fi nicio eliminare. Fănica nu pleacă acasă și Coco trebuie să mai aștepte. Se spune că aceasta nu a fost eliminată pentru că a fost votată foarte, foarte mult. Cumva poate să fi fost o discuție între Ștefania și votantul suprem, și aceasta să-i fi spus că poate nu mai dorește să plece la Coco și își dorește să plece în casă și probabil de acolo și voturile, că de altfel nu înțeleg de unde Ștefania a avut atât de multe voturi. Dar dacă totuși a fost o gală fără eliminare, probabil este și dorința celor din staff a producției să o mai țină în casă. Am văzut că în ultimele săptămâni informațiile se dau destul de eronat, în special când vine vorba despre eliminare. Cu favoritul publicului a fost ok, dar eliminarea a fost cu semn de întrebare în ultimele 3 săptămâni. De ce? Pentru că eu consider că cel care sifonează din emisiune este nimeni altcineva decât stafful, care, după niște calcule făcute, pentru ei este mult, mult, mult mai productiv și mai benefic ca câteva informații să se dea în avans și toate vlogurile și toate live-urile și toate persoanele care fac content despre Casa Iubirii să aibă ce să discute în avans și să aibă subiecte în online, astfel promovându-le emisiunea și discutând seară de seară și zi de zi despre emisiune gratuit. Deci practic le face reclamă gratuit. Însă au decis și să se joace puțin cu informațiile în ultima vreme. După ce ieri seară internetul era plin cu eliminarea Ștefaniei și astăzi de dimineață a apărut pe internet faptul că aceasta mâine va pleca la Timișoara ca să stea cu Coco, uite că vine Dan Andrei și ne spune că este sursă 100% sigură că Ștefania nu a fost eliminată și va fi încă o dată gală fără eliminare. Deci chiar nu pot să înțeleg. Ori se apropie sfârșitul sezonului mai repede, pentru că nu mai sunt concurenți și de aceea doresc cei din casă să-i prelungească și șederea altora, ori nu știu, chiar nu știu, dar multe lucruri nu mi le pot explica. După cum am văzut și discuția Ștefaniei cu doamna Andreea când aceasta i-a spus, mai ar trebui să te mai împliști și tu în subiectele din casă și ea i-a spus așa pe un ton din ăla nepăsător, dar nu vreau, nu vreau. Probabil cei din casă, văzând voturile acesteia, dacă într-adevăr are voturi, o consideră o sursă bună de venit și s-au decis să o mai țină acolo în casă, că dacă tot nu au pe cine să bage pe altcineva, ea nu deranjează absolut nimic, cu absolut nimic acolo, doar ține locul pe canapea, atâta tot. Așadar, dragilor, după cum vedeți, sunt aranjat, sunt pregătit, am fost puțin prin campus pe aici. M-am întors înapoi acasă pentru că o să-mi iau o ie frumoasă pe mine. Ceea ce vă rog eu este să nu vă supărați pe mine. Uite că mai sunt și informații greșite. Asta demonstrează faptul că mie nu-mi sifonează nimeni din casă, că dacă îmi sifona, dădeam informații corecte. Și așa mai departe. Deci, Cosmin mai așteaptă până ca Ștefania să se ducă la el la Timișoara, dacă se va duce vreodată. Vă pup din suflet, vă doresc o zi minunată, nu uitați de like, subscribe la acest live vlog și ne revedem data viitoare. V-am pupat, m-am dus!